suntem aici peste mări și țări la Rockwerther. Moșpitul de dimineață. Frumos, dar mult. O genial, un show, bă, splendid. Salutări din ziua 2 de Rockwerther. Suntem aici cu Steagu, cu Mușat și cu un invitat special. Salut, Totico. Unchi Tony. David. Și cu soare, mă, gata, s-a dus ploaia. De acum ne bucurăm ca lumea de festival. Carnaval aici cu noi. Am luat tricou cu Glastonbury de săptămâna trecută. Să vedeți vlogurile de acolo. Mergem întâi la Sum 41 și abia pe urmă facem chestii administrative și alte nebunii. Mergem pentru moșpitul de dimineață, cum s-ar zice. Moșpitul de dimineață la Rockwerther 2022. Mai plecăm din camping, suntem cazați aici la The Hive, care este unul din campingurile pe care le-au oamenii la Rockwerther, care pe lângă celelalte campinguri are și o zonă aici de after party unde... Și ne are și pe noi. Și în special pe noi, da. E ceva de mers din, de la camping până în festival, dar mergem, ce să facem acum? Măcar e soare. Ken England. Romania, Alba Iulia, but we live in London. Yes. Nice to meet you. What's your name? Sam, what's your name? My name is Tony, Uncle Tony. So how do you feel at this festival right now? I love it, mate. You love it? It's my seventh time, mate. Seventh time? This is my first time, yes. My brother. Enjoy. Enjoy. Who are you looking to see tonight? Follow the week. Yes. Chestia de care nu mi-era dor la Rockwerther era coada asta de la intrare în festival. Pentru că campingul e diferit de zona de festival, trebuie să intri și în zona de festival. Numai că la primele ore ale zilei sau când e rush hour, e mai aglomerat. Controla mai bine fluxul de public, să nu fie super, super aglomerat aici în față. Au aceste zone în care intri doar până la un anumit punct, cum a fost și la Ping Pong. Distrugere totală. Bă, Sum 41. 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 Băi, am început bine, mă, ziua asta. Am început foarte bine. Foarte bine, bine, bine. E mișto, mă, Sum 41 și la 1. Și la 1 e bine, mă. Da, aici ieșim, gata, mergem să mai facem chestii prin oraș, să reîncăr baterii, să una alta, să alea, și revenim mai încolo. Ne-am oprit aici la o terasă să editez vlogul, o să rămân fără baterie, dar încercăm să facem treaba aici. These are my new friends, we made new friends here. Thank you! Are you ready for Metallica? Yeah!
În seara asta vedem metal. Ia uitați-mă ce fac ăștia cât unii muncesc. Eu fac business. €5, €5, you clean your shoes, guys, you know. S-a angajat Mușat la Freshwalk Bucharest. Freshwalk Bucharest. Ce face Freshwalk Bucharest? Spune-ne aici. Suntem aici, peste mări și țări, la Rockwerther. Curățăm... Zi-mă ce face Freshwalk în momentul sponsorului nesponsorizat aici, zi. Mă, că oricum nu o să poți să bagi filmarea asta. Bă, da, o bag, zi. Nu o bagi, mă, bă, zi, nu... mă, că o bag. Bă, zi-mă ce face. E spălătoria mea de Adidas. Ne vă puteți spăla Adidas și dacă sunteți din București. Nu de alta, dar nu pot eu să ajung în alte orașe ca să pot să-i preiau. Și spălăm sneakers, nu doar Adidas, toate felurile de sneakers spălăm, adică eu, că numai eu atâta. Și ce să mai zic? Cam asta e. Yes, yes, yo! Gata, mergem cu băieții, mergem la Luis Capaldi. S-a terminat treaba. Ce ați făcut băieți astăzi? Am fost la waterparks. Waterparks, waterparks. Amazing, da, ne-am super tipic. Ne-am dat în topogani. Da, păi hai să mergem la lui Sache. I'm an especially big fan of the people who are clearly here to see Metallica. and you're having to sit through this, so I apologize for that. Pe șotii domnului Scapaldi, foarte, foarte mișto a cântat, are o voce băiatul ăsta de n-ai cum, bă, deci țuț și e foarte mișto și live. Iar voiam să-l văd de ceva vreme, mă bucur că s-a întâmplat chiar aici la Werchter. Bine băiat, bine, recomand. E și amuzant între piesele lui triste, Caterinca. Așteptăm acum Turnstill sau ceva de genul, pentru că Greta Van Fleet, care trebuia să cânte aici, a făcut COVID, dar măcar suntem aici, super aproape pentru Metallica. Vin și băieții imediat, momentan sunt blocați acolo la gard, dar iese lumea și intră și ei. Da, vă rog! Unde, mă? Păi da, crezi că putem pe acolo? Hai că vin! A, tu zici acolo? Îmi plăcea că era mai pe mijloc aici, dar e ok, da. Au venit și băieții. Aici trebuie să faci bine la gang. Ne pregătim de formația Turnstile. Turnstile. Nu știm cine e, să sperăm că ne place. Am primit recomandări că merită văzut. Habar n-am. Vedem.
Frumos, dar mult. Fucking amazing. Spot on. Fără vocal mergea mai bine, da, e ok. Da, a fost cam slăbuț așa, nu știu, nu pe stilul meu. Nu pe stilul tău? Nu, da, fără vocal merge. Da, au avut câte perioade așa, da. Dar acum așteptăm Manelica ăsta, Metallica. Acestea zi înfise, ne vedem la Manelica. Mă, nu mai zice, mă, aceste zi înfise înainte să fie aceste zi înfise. Eu să zic acestea zi înfise. O să zici eu ceva? Și domnilor, formația vocală instrumentală Manelica, Matelic, cum a fost, mă, la nu mă neschin, mă, Metallica. Metallica, cum a fost, mă, Metallica? A fost genial, un show, bă, splendid. Bă, reușat versus, da. București. Frumos, versus București, nu. La București a fost mult mai mișto. Dar mișto, că Metallica, nu? Ce să zic, e Metallica, trebuie descriere. Mai trebuie și până din nou, mai. Da, mai lasă. Bombă. Ce avem aici? Și murdăria dispare. Da, mă, mișto. Mișto. Cumva totuși mi s-a părut mai mișto la Pink Pop. Scuze, băieți. Mi s-a părut că au mai puțină producție față de... Mai puțin. Da, nu știu, mă rog. Nu știu, a fost feeling-ul meu. Păi mai văd și săptămâna viitoare la Mad Cool. Hai să vedem ce se mai întâmplă pe aici, căci plănuim să mergem la after party. Două ore până la camping. Da, nu, 15 minute, cam 15 minute. Dar chiar mai să cronometrăm cât facem. Acum? Este și 18, da. Fix de la ieșire până la... Până ajungem în camping, da. Este ultra hauj. Ia uzi. Hey Jude! Glastonbury. Iată eu ce-am mai găsit. Ia, o fi cu balibre în asta? Dacă n-ai era vodka aici, ce?
La 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 să ducem o viață bună. Suntem toți împreună. Ficăței se adună. Se adună. Hai în dreapta mea. Pauză, pauză. Hopa. Pauză, hopa. Pauză și pauză publicitară. Pauză publicitară. Trebuie să vă povestim despre noul serviciu Vola Flex. Atunci când îți bucuiești o călătorie, fie că este un zbor de avion sau o cameră de hotel, dacă folosești și serviciul Vola Flex, dacă cumva se întâmplă ceva sau pur și simplu vrei să renunți la acea excursie, indiferent de motiv, poți să-ți recuperezi banii înapoi. Mai multe detalii găsiți pe vola.ro/flex. Gata, am zis. Da, da. Revenim la programul anterior. Poate dacă ploaia s-ar opri și din cer n-o să mai cadă lacrimi, stelea răsări, tu ai venit. Supărat, supărat sunt, Doamne, iară supărat. Da, măi, deci oficial am făcut 20 de minute, aia mă, că n-a fost chiar așa rău. Not bad, not bad. Mă rog, a fost mai rău pentru oamenii din jurul nostru, că noi am tot cântat. Ca să cum mai bine decât mine aseară. Wow. A two, a one, two, three. Gata, am mâncat, ne-am luat aici câte o cuba librică și mergem acolo la after party, la Stubru. Stubru se numește. Stufstock. Stufstock 2022. Și cu ziua 2, a fost bine? V-a plăcut astăzi? Bă, mult mai obositoare ca aia de... Mult mai plină. Mult mai plină. Dar nu mai încălzirea pentru ce să fie mâine. Da, mâine să fie haos, mâine stăm, nu mai rămâi stici. Nu mai zicem de poi mâine. Dar a fost bine la Metallica, la Sum 41, la lui Scapaldi. Și cam atât. Am descoperit că știu mai multe de la lui Scapaldi melodii decât știam. Da. Păi hai aici să încheiem vlogul, băi, 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 băi. Gata, asta a fost ziua numărul 2 de Rock Werther. Domnilor și domnilor, ne mai rămâne decât să zicem că... Acestea sunt fise! Ne vedem mâine, pa! Să are motor în buzunare, să văd cine-i lângă mine, când am vestit valuri pline. Dar să vrei surpriza mare, când lui spune că-i jetoane, că voi pe fața lor, să văd care-i culegător de pahare.